Zeci de brevete de invenție publicate de Universitatea Petroșani, dar nu în ultimii ani. Birocrația de la toate palierele se răsfrânge și asupra cercetării. Chiar dacă încă la instituția de învățământ superior încă se face cercetare și nu puțină, publicarea rezultatelor este un proces anevoios și extrem de costisitor. Din acest motiv, cadrele didactice renunță să mai solicite brevete de invenție. Sunt și acum și sunt cercetările care se fac și în special doctoratele, trebuie să vină cu elemente de noutate și care vin cu soluții brevetabile, în special în domeniul tehnic vorbesc. Numai că, vedeți dumneavoastră, sunt niște aspecte aici. Costurile care, sau sumele care trebuie plătite la OSIM pentru brevetare sunt destul de consistente. Și în acest context, sigur că dacă nu găsești o soluție în sensul că o sponsorizare, e greu ca omul să scoată din buzunar sumele respective. Noi, universitatea, nici atât nu putem să suportăm noi cheltuielile din fondurile pe care le avem și atunci, sigur că față de altă dată, numărul a scăzut. Dar încă, totuși, să știți că sunt destule soluții rezultate din teze de doctorat care au fost propuse pentru brevetare. Brevete de invenție sunt înregistrate foarte mult, sute la număr. Sunt invenții care și-au găsit aplicabilitate practică, însă de teama de a nu supăra vreun coleg, rectorul refuză să spună care este cel mai ingenios proiect de acest gen. E greu de făcut o ierarhizare. Au fost foarte multe brevete care au fost nu numai brevete, soluții brevetabile și soluții brevetabile care au fost aplicate. Aplicate în producție, în cadrul, în special în industria minieră. Deci să facem o ierarhizare, să fac o ierarhizare ar fi delicat și oricare ar fi nominalizarea, ar fi mulți care s-ar supăra că nu a fost a lor. Dar aceste chestiuni să știu. Aceste chestiuni să știu, noi am scoatem și acum o monografie cu ocazia celor 65 de ani, am reușit să o finalizăm, urmează să o dăm la tipar, este destul de voluminoasă pentru că este istoria, conține toți cei 65 de ani ai universității, cu toți absolvenții, cu toate grupele, cu toți doctorii și doctoranzii, cu toate cadrele didactice, deci este o lucrare de anvergură, se duce undeva la peste 600 de pagini. Sunt însă profesori ai Universității Petroșani care de-a lungul anilor au obținut brevete de invenție. Spre exemplu, mai multe persoane au obținut brevetul de invenție pentru gură de silos cu închizător plan echipat cu role în plan superior. În perioada 2007-2011, Universitatea Petroșani a publicat un singur brevet de invenție.